Este o plantă pe cât de răspândită pe atât de prețioasă, fiind menționată utilizarea sa în peste 100 de boli, de la cele hepatice, la tuberculoză, pulmonară și cutanată. De la bolile virale la cancerul cu diferite localizări, în prezent rostopasca este una dintre cele mai utilizate plante din flora europeană. Peste 20 de medicamente produse de mari firme farmaceutice din străinătate, în special din Elveția, Franța și Germania, au la bază această plantă care pe măsură ce este mai bine cunoscută devine tot mai apreciată, ea constituie unul din cele mai puternice remedii antiinfecțioase cunoscute la ora actuală, fiind o speranță pentru medicina viitorului în tratarea infecțiilor cu ciuperci patogene care au cunoscut o adevărată explozie în ultimele decenii datorită utilizării neraționale a antibioticelor, infecțiilor bacteriene cu germeni rezistenți la medicația clasică, infecțiilor virale, mai ales cu papiloma virusuri. În prezent se utilizează cel mai frecvent pentru tratarea disfuncțiilor biliare, dischinezii, litiază și microlitiază biliară, colecistită și în tulburările hepatice, Rostopasca este un tonic, regenerativ și antiinfecțios hepatic redutabil. Vă propunem în continuare o incursiune în universul vindecării cu această plantă, acțiuni, intern, antibacterian puternic și cu spectrul arg, citostatic bun, antiinflamator puternic, antiseptic foarte puternic, antispasmodic puternic antiviral puternic, acțiune asupra virusurilor gripale, acelui herpetic și hepatic, a virusurilor, calmant bun, hipocolesterolemiant bun, coleretic puternic excitant mediu, hipotensiv, narcotic slab, purgativ mediu slab, tonic hepatic foarte puternic, tonic amar puternic, tonic cardiac bun, vermifug bun, extern, antiinflamator ocular. Doar aplicată pe pleoape, deoarece direct pe ochi este extrem de dăunătoare, antiinfecțios cu spectrul arg, bacterii, fungi, protozoare, virusuri antitruriginos slab, antitumoral puternic, fapt acceptat chiar dacă mecanismul de acțiune nu a fost deocamdată elucidat, cicatrizant bun, indicații, intern, se folosește numai la recomandarea și sub controlul medicului, icter, hepatită virală a, b și c, afecțiuni hepatobiliare dischinezie biliară, calculoză biliară, atonie veziculară, colici biliare, pulbere. Se administrează în cure de minim o lună. Ciroză hepatică, pulbere. Face o combinație redutabilă cu pungulița cu flori mici și anghinarea. Boli de splină, afecțiuni intestinale, spasme, inflamații, infecții. Pulbere administrată în doze de câte 0,2 grame, de 4 ori pe zi. În afecțiunile splinei se asociază foarte bine cu salvia și limba mielului. Tuse spasmodică, astm, catar bronșic. Pulbere se poate asocia foarte bine cu isopul, gută, reumatism. Pulbere se asociază foarte bine cu plante depurative, ienupăr și trei frați pătați. Constipația tonă Pulbere se asociază de obicei cu plante purgative și laxative, volbură, crușin, bace de soc, febră intermitentă. Pulbere Angina pectorală adjuvant, arterioscleroză cerebrală, ateroscleroză, valori crescute ale colesterolului, pulbere, doză unică de două vârfuri de cuțit, seara înainte de culcare, isterie, insomnie, neliniște, pulbere. Se combină foarte bine cu sunatoarea și mența, soreazis, boli de piele persistente. Se va păstra concomitent un regim alimentar preponderent lactovegetarian, evitând ferm alcoolul, fumatul și efortul fizic excesiv. Se va păstra de asemenea un bun tranzit intestinal. Evitând ferm constipația, lipomatoză, pulbere. Pentru efecte maxime se folosește tot intern și pulberea din anginare. Extern se vor face cataplasme cu rostopască pe zonele afectate. Extern, inflamații cronice ale ochilor, ulcerații cronice ale ochilor, blefarită, cheratită, comprese cu decoct combinat pe pleoape. Se ține jumătate de oră, după care se spală foarte bine. În perioada aplicării compreselor ochii nu se vor deschide. Negi, bătături, cheratită, cataplasme sau aplicații de suc proaspăt, fibromuterin. Cataplasme cu rostopască puse pe zona abdominală inferioară, tratamentul se face odată la două zile, poate fi completat cu spălaturi vaginale făcute după rețeta prezentată la infecțiile genitale, cancer de piele, cataplasme pe locul afectat, tratamentul este valabil și pentru tumorile exteriorizate, infecții cronicizate la nivelul pielii, ulcere vechi atone, ale pielii plasmă de rostopască și tătăneasă în proporții egale, infecții genitale cu papiloma, Candida, spălaturi cu infuzie combinată concentrată dintr-o combinație în proporții egale de rostopască, rădăcină de tătăneasă și mușețel, mod de preparare și administrare. Pulberea se administrează intern numai la recomandarea și sub supravegherea medicului. Planta se macină fiind cu electrică de cafea după care se cerne prin sita pentru făină albă. Se ia, de regulă, un vârf de cuțit, 0,25 grame, de 4 ori pe zi, pe stomacul gol. Pulberea se ține sub limbă vreme de 10 la 15 minute, după care se înghite cu apă. Pulberea nu se păstrează mai mult de 10 zile, deoarece îi se alterează proprietățile. Infuzia combinată concentrată Rețeta pentru obținerea a 250 ml, 4 lingurițe de pulbere de rostopască se lasă la înmuiat într-o jumătate de cană de apă de seara până dimineața. Când se filtrează, maceratul se păstrează, iar pulberea rămasă se fierbe cu o jumătate de cană de apă 1 la 2 minute, după care se lasă la răcit se combină cele două extracte, se folosește numai pentru un uz extern, cataplasmă. Planta se macină fiind cu râșnița electrică de cafea, după care se amestecă într-un vas cu apă călduță până se formează o pastă, care se pune într-un tifon și se aplică pe locul afectat. Precauții intern. Planta este toxică pentru om, producând atunci când este luată în doze mari peste 7 grame, bășicarea gurii, arsuri și mâncării în gât, grețuri, vărsături, diare, urinare cu sânge, dureri de cap, în doze foarte mari chiar amețelii, delir, halucinații, congestie pulmonară externă. Planta sau extractul de plantă nu trebuie să ajungă în contact cu ochii, deși are rol cicatrizant, nu se va aplica pe rând proaspete și sângerânde, din cauza toxicității ei. În caz de intoxicații cu rostopască se apelează la ajutorul medical specializat. Iar până la venirea medicului se provoacă vărsături cu apă caldă ingerată în cantității mari, se ia ceai de înalbă sau de semințe de in în lapte dulce.